Poliția din Germania a organizat o vastă operațiune antiteroristă care a vizat 200 de moschei, apartamente și birouri ale unei grupări islamiste. Gruparea a fost scoasă în afara legii, fiind acuzată că încearcă să recruteze luptători pentru așa numita organizație teroristă Stat Islamic. Ministrul de Interne a ținut să precizeze faptul că, deocamdată, nu există informații că gruparea Religie Adevărată plănuia atacuri teroriste. Circa 900 de persoane au plecat din Germania și au încercat să se alăture organizației Stat Islamic din Siria sau Irak. 140 dintre acești extremiști, în general tineri, au avut legături cu gruparea Religie Adevărată înainte să părăsească Germania. Bundesweit bringt diese Vereinigung mit dem Namen die wahre Religion jihadistische Islamisten zusammen unter dem Vorwand der Werbung für den Islam und unter dem Vorwand der angeblich harmlosen Verteilung von Koranübersetzungen. Ministrul de Interne a adăugat că interzicerea grupării este necesară pentru protejarea musulmanilor din Germania care nu vor să aibă nimic de a face cu islamul radical. Wir wollen nicht, dass Terrorismus in Deutschland stattfindet. Wir wollen nicht, dass für Terrorismus in Deutschland geworben und radikalisiert wird. Und wir wollen auch nicht, dass Terrorismus aus Deutschland exportiert wird. Religia Adevărată, cunoscută și sub denumirea de Citește, a intrat în vizorul autorităților pentru că a împărțit copii ale Coranului în limba germană pe stradă, folosindu-se de acest prilej ca să incite la ură. Operațiunea antiteroristă de astăzi s-a desfășurat în 60 de orașe de pe tot cuprinsul țării. Polițiștii au confiscat numeroase documente și calculatoare. Acțiunea are loc la o săptămână după ce autoritățile germane au arestat 5 presupuși membri ai ISIS și la doar câteva zile înainte ca președintele Barack Obama să viziteze această țară.